Un miros puternic de sulf a alarmat întreaga comunitate din municipiul Vulcan, iar aproximativ 1300 de elevi și profesori și-au întrerupt activitatea și au plecat spre casă. Mirosul înțepător a fost sesizat autorităților astăzi, în jurul orei 13, iar principalul suspect este termocentrala Paroșeni. Autoritățile s-au deplasat urgent la fața locului, însă cei de la complexul energetic Valea Jiului spun că sulful evacuat în atmosferă este în limitele normale. Printr-un apel la 112, dispeceratul integrat a fost anunțat astăzi, în jurul orei 13, că în municipiul Vulcan se simte un miros puternic de gaz, probabil sulf. Din primele verificări, a reieșit că sursa ar putea fi instalația de desulfurare a termocentralei Paroșeni. Potrivit directorului general al Complexului Energetic Valea Jiului, Eusebiu Durbacă, cantitatea de sulf evacuată în atmosferă în urma procesului tehnologic este în limitele normale. Pentru elevii de la 3 școli din orașul Vulcan, aproximativ 1300, profesorii au decis să întrerupă activitatea didactică, iar elevii să se deplaseze spre casă. Prefectul județului Hunedoara a convocat de urgență Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, fiind efectuate verificări privind proveniența mirosului, urmând a fi luate măsurile care se impun în astfel de cazuri. Și reprezentanții Gărzii de Mediu s-au aflat la fața locului. S-a simțit un miros înțepător de gaz, spre sulc, poate, care a deranjat cetățenii din municipiul Vulcan. De urmare, am deplasat de urgență în zonă, stăm aici la această oră, împreună cu ISU, cu structuri din IPJ, respectiv economic și substanțe periculoase. Din fericire, nu am găsit o cauză majoră, adică instalația a fost pornită la ora 11, toți parametrii ne arată că a funcționat ireproșabil, adică a pornit cum trebuie, e în parametri, nu au fost variații de niciun fel și încercăm la această oră să detectăm cum anume acel miros a fost degajat cumva și a ajuns datorită vântului în zona municipiului Vulcan. În cursul acestei zile, reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului au făcut măsurători pentru a stabili gradul de poluare, urmând a fi comunicate și aceste informații. Vom reveni cu amănunte în jurnalul următor.